Suntem din nou în direct, alături de noi este Alin Ciun, bună dimineața! Bună dimineața! Bine și să nu credeți că am adus-o și pe Corina întâmplător. Corect, bună dimineața! Bă, Corina nu poate să lipsească dintr-un videoclip așa de important. Da. Dacă cu noi n-a vrut să facă un videoclip... Da. Cum nu am vrut, dar mi-ați cerut vreodată să facem direct, împreună? Cu ventilatorul. O facem și pe Ani. Dar nu aveam recuzita necesară. Da, ne trebuie o rochiță albă, foarte vaporoasă și un ventilator. Nu, o facem altfel, vă îmbrăcați și voi ceva gen ca și președinții, în un costum frumos, office. Bă, până nu știu dacă ne votează, atâta lume. Cine știe, poate chiar o surpriză. Da. Bine. Alin, spune-ne un pic despre videoclip. Ca să începem cu videoclipul. Care e foarte tare. Da, care e chiar foarte reușit. Piesa am făcut-o anul trecut și anul ăsta m-am gândit la un videoclip și la tine în emisiune, parcă anul trecut am prezentat-o prima dată. Și acum, dacă tot a fost la tine în emisiune, am zis să o facem împreună, videoclipul. Și Boogie este vinovat, Bogdan, care e aici în spatele. Da, trebuie să recunoaștem camerei. Că videoclipul este realizat de unul dintre operatorii noștri de aici de la televiziune, care și-a făcut super bine treaba și mestierea. O să vedeți și voi cei de acasă în minutele următoare, nu? Pentru că o să difuzăm și videoclipul și o să puteți vedea. A făcut omul ăsta un videoclip, dar el nu vrea să apară, că așa e modelul. Eu stă numai în spatele camerei, îl prindem noi într-o dimineață și în față. El nu vrea să apară, dar a făcut un videoclip care m-am uitat la el, m-am uitat odată ca să fiu sigur că am văzut bine și i-am spus că videoclipul, de fapt o să-l vedeți și voi acasă, poate să apară liniștit pe orice post de televiziune și poate să zică că l-a făcut Media Pro sau ăia cu mulți bani. Scenariu cine l-a tra-la-la. Să da, spunem că... Hai, Alin, da, zi da, tu. Cine a... Când te treabă, băi, de ce te-ai dus de mână cu tanti X în videoclip? Totul a fost pe moment atunci. Deci, minte, măi, nu știa cum să facă să se plimbe cu mine de mână. De fapt, asta era... Și șerele mai fierbinți? Nu a fost ideea mea, atâta lui. Acolo, pe moment. Oricum, ea a durat foarte mult ca să... Să se înfierbânte. Da. E, păi ce crezi tu că eu cedez așa ușor? Da. Trebuie o adevărată poveste. Dacă ne dai sticla aia de vin, mai încercăm. Nu? Alin, mai trebuie să mai bagi unul când îți aduceai tu aminte cum erai cu iubita, unul așa de... Ăla cu șemineu era bine, dar de la șemineu ăla eu vedeam un pat din ăla cu blenuri și... Mai lipsea ceva de acolo. Următorul videoclip. Are febră! Dar mișto că am văzut. Știi, de la șemineu ăla zic acum apare, dar nu a apărut patul, dar nu-i nimic. Și ideea melodiei? Cum? Ideea melodiei? Ideea... Sau de unde te inspiri așa, în general, de unde te inspiri? A fost... Ideea a fost a mea, după care am colaborat cu Sandy de la Desperado, de la Cluj. El a făcut-o, a continuat-o. Bine, cu el lucrez, da, da. Majoritatea pieselor sunt făcute cu băieții de la Desperado. De la textul? Sandy. Deci Sandy. E o colaborare. Da, între, da. Între toate voi. Piesele care le-am până acum sunt cu ei făcute și sper când să colaborez în continuare când cu la anunț, cânti și astfel de melodii? Cum? Când mergi la anunț, cânti și astfel de melodii? Depinde, sunt unde le-am... Bine, asta de Crăciun acum, am unde bine, sunt, da, asta da, este clar, asta e de Crăciun. Sunt nunți undele și cânt ale mele, dar mai mult cânt comerciale. Astea e un gen care mi-a plăcut mie și l-am încercat, eu încerc să-l scot pe piață. Exact. Apropo, da, de Brad, absolut. Cade, dă-te măi că cade, da. Cade copacul. Și cât timp a luat să filmați videoclipul? Jur de 5-6 ore? Da. Cam într-o singură zi ați făcut? Da. Trebuie să recunoaștem, se putea filma mult mai repede dacă eu îmi intram mult mai repede în rol. Da, eu sunt cea să... care a deci înfrânat un pic evoluția. Tu ai blocat producția. Da, eu am niște ceai înainte. Da, am băut foarte mult Nesti. Înțeles. Mă scuzați. Ai zis firma, nu-i nimic. Plătești. N-am zis de care. Da. Deși totul făcut cum ar veni homemade de voi acolo, nu da. Ați angajat nicio... Nu. Dar chiar unde a fost filmat? La noi în județ este filmat. Și unde ați găsit ăla șemineu? În locația respectivă. Mi-a plăcut și nu avem voie să spunem? Da, da, da. Putem spune la Castelul Vila Maria. Foarte la Maria, la Siberia. Păi și acolo aveai de toate. Și baia aia, mamă, la Vila Maria. Spune, să nu știi. Ca de aceea, nu-n pardoseală. Să nu folosești cu baia din pardoseală. Ai lumânări. Aoleu. Paturile acelea imense. Acolo aveai ce să... Uite, mă, că aveai ce să... Cine a scris scenariul videoclipului, tot nu mi-a spus. Ca să vorbim cu scenaristul. Bon Jovi! Cred că tu l-ai scris, n-ai vrut. Eu? Da. Mai da, sunt o romantică, e drept. Cadrul respectiv, cred că orice femeie și-l dorește dacă îi s-o luăm așa. Bogdan a venit cu... Da. Avea ceva în cap.
Și multe s-au filmat acolo, pe moment. A ieșit foarte tare, îl vedem acum cu alea. Deci, înainte de toate, stai așa, zicem bravo Bogdan, da? Bravo, 1, 2, 3 și bravo Bogdan! Hai, clipul. Deci, până la urmă, sunteți împreună de Crăciun? Da, n-am împăcat de Crăciun. Da. Ne continuăm rolul. Da. Pe final, Alin ne-a mai adus o melodie care o să fie aici în platou. Cum se numește? Studenție. Bună asta, dintre, cu studenție. Una dintre primele miele, auzi? Miele, dar știi de ce a zis miele? Care are și o melodie cu îmi place să fiu cioban. Da. Chiar aia e în top pe la Sibiu. Păi normal că e zona. La radio de acolo, de la televiziune, aia e în top. Îmi place să fiu cioban, așa sună piesa. De la evenimente mele, cred că. Nu știu exact de acolo la ce. Acolo e o televiziune foarte tare și un radio foarte tare. Acum ascult Sofia Vicovean, ca după aceea Connector. Păi da, așa și trebuie. Pentru toată lumea, nu? De toate pentru toți. Da. Noi ne vedem în dimineața de la 7, cea mai bună dimineață. Da, un promo, ceva? Da, să mai vedem o dată premiile. Da. Vedem premiile, foarte scurt, premiile să știți care vă așteaptă și mâine. Și mâine premiile, mai le vedeți o dată acum, da, ca să știți. Noi ne vedem mâine, așa. Că vorba lui Dănuț, pentru că nici nu știți ce pierdeți dacă nu vină în școală. Hai, pam, pam. No. În luna decembrie ninge cu cadouri. Tell the world before I get too old.
10 pachete care conțin preparate și specialități din carne marca Agil, vin oferit de cramele Recaș, ouă și pui de la Avis 3000, specialități de la Alca, cafea lavața de la Extenso Blue, un brad împodobit de Crăciun oferit de Practicăr, un voucher pentru articole vestimentare în valoare de 150 de lei oferit de Emoțiuni Moda, un voucher în valoare de 400 de lei oferit de bijuteria Bellor Gold, un set de unelte oferite de Total Tools și un aspirator oferit de EcoCraft Best. Și în rest n-am niciun stres. Studenție, studenție, cea mai dulce nebunie. Chefuri până dimineață, vreau să fiu student pe viață. Studenție, studenție, capana la pălărie. Și frumoasă și ușoară, ce păcat odată zboară. Sunt grei, până ajungi în anul 3. Toată lumea-mi spune șeful și așteaptă să înceapă cheful. Anul 4 nu-i ușor, o iau mai încetişor. Că de atâta studiat, cred că m-am epuizat. Studenție, studenție, ce n-aș da ca să mai ție. Noaptea să petrecem bine pe la fete prin cămine. Studenție, studenție, eu sunt unul dintr-o mie. Ce-ar lua de-ar fi să fie doctoratul în veție. Cea mai dulce nebunie. Chefuri până dimineață, vreau să fiu student pe viață. Studenție, studenție, capana la pălărie. Și frumoasă și ușoară, ce păcat odată zboară. Studenție, studenție, ce n-aș da ca să mai ție. Noaptea să petrecem bine pe la fete prin cămine. Studenție, studenție, eu sunt unul dintr-o mie. Ce-ar lua de-ar fi să fie doctoratul în veție.